Hristos a înviat. Și după ce a înviat, s-a arătat câtorva femei și câtorva dintre ucenici acum aproximativ o săptămână. Au urmat câteva zile în care ucenicii nu l-au văzut. Cam la 7 zile, în prima zi a următoarei săptămâni după înviere, Iisus a intrat în odaia unde erau strânși cei 11 rămași și li s-a arătat din nou. Toma nu era cu ei. Și întreaga poveste a vieții lui Toma o cunoaștem pentru că an de an o repetăm și învățăm câte ceva din ea. Aș vrea în anul acesta, în duminica aceasta, să ne uităm la toți cei 12. Toma este unul din cei 12. Până la urmă, cei 12 au fost 12 oameni impresionanți prin banalitatea lor, prin nedesăvârșirea lor, dar și prin transformarea de care au avut parte. Aș vrea să ne întrebăm în această zi ce au avut ei, acești 12, ce au avut ei atât de special încât să revoluționeze lumea. Prezența lor în istorie a fascinat mințile erudite. Ce au început ei atunci, ofensiva pornită de 12 oameni, a schimbat fața lumii, a schimbat istoria, a întors lumea cu susul în sus, pentru că era cu susul în jos. 12 oameni obișnuiți, comuni. Ce aveau ei atât de special încât au schimbat totul? Grupul celor 12 îl găsim înfățișat în multe feluri în jurul cinei cele de taină, dar probabil tabloul mural, pictura murală cea mai cunoscută o găsim în Biserica Santa Maria delle Grazie din Milano, în faimoasa pictură murală Cina cea de taină a lui Leonardo da Vinci. Sigur, acest grup a mai fost înfățișat și de alți pictori de-a lungul istoriei, dar nici una din aceste lucrări nu a stârnit mai multe controverse, mai multe teorii conspirative sau oculte decât pictura lui da Vinci. Haideți să ne uităm la ea. Tabloul, aștept să-l punem. Este, doar la mine nu este, am înțeles. Tabloul acesta este inspirat din scena din Ioan 13, versetele 21 și 22. Unde spune așa, Iisus s-a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Tabloul acesta reprezintă reacțiile acelor 12 la primirea veștii. Identitatea fiecărui apostol din pictură este confirmată chiar de către da Vinci, găsindu-se notițele și schițele lucrării lui. De la stânga la dreapta, cei 12 ucenici sunt înfățișați în 4 grupuri de câte 3, fiecare reacționând într-un anumit fel la vestea primită. Grupul 1, Bartolomeu, Iacov, fiul lui Alfeu și Andrei, sunt surprinși, înspăimântați. Andrei fiind pe punctul de a-și ridica mâinile, sugerând un fel de stop, opriți-vă, ce se întâmplă aici? Grupul următor, al doilea, îl vedem reprezentat prin Iuda Iscorioteanul. El este lăsat puțin pe spate, într-o postură defensivă. Lângă el, Petru ține în mână un cuțit și pare înfuriat, în timp ce tânărul Ioan, cel mai tânăr dintre ucenici, pur și simplu pare a ceda, a leșina. Grupul al treilea îl reprezintă pe Toma, care este supărat. Iacov este șocat. Filip vrea o explicație. Iar grupul al patrulea ne-l arată pe Iuda, zis Tadeu,
pe Matei, Iuda și Matei se întorc către Simon Zelotul pentru a cere răspunsuri. 12 indivizi, cuprinși de frământare, gesticulând și exprimând diferite nuanțe de oroare, mânie și neîncredere. Mesajul celor 12 este viu, este uman și în total contrast cu mina senină a lui Iisus. Știm cu toții că pictura aceasta a fost miezul unor serii de teorii ale conspirației și cea mai recentă și masivă resuscitare a acestor conspirații a fost cartea lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci. Și în această carte, Brown se referă la câteva presupuse mesaje criptice înserate de Da Vinci în lucrarea aceasta de artă. Sunt o grămadă de exagerări, lucruri pe care așa de ușor le putem elimina. Mesajul, pictura nu are ascuns, niciun cod, niciun mesaj criptic. Da, este plină de simboluri, dar acelea sunt cât se poate de rezonabile. Sigur că multora le plac aceste conspirații și încep să brodeze pe ele. Și anume, Maria Magdalena este de fapt în locul lui Ioan. Ioan este deghizat, sau Maria Magdalena este deghizată în Ioan. Într-adevăr, figura lui Ioan are un aspect feminin, dar nu este nimic neobișnuit în contextul cultural, artistic de atunci. De exemplu, atât în cina cea de taină a lui Andrea Castanio, cât și în cina cea de taină a lui Domenico Ghirlandaio, care a fost profesorul lui Da Vinci, Ioan are o figură feminină, părul lung și blond. De fapt, în pictura Quattrocento, arta italiană din secolul XV, era comună prezentarea noilor sau tinerilor convertiți cu forme mai feminine. Era ceva obișnuit. Apoi, sigur, uitați-vă la un M acolo. Ioan, spațiul dintre el și Iisus, și Iisus formează un M, să sugereze litera M de la Maria. Apoi, conspirația merge mai departe, susține că Iisus n-are în față niciun potir. Unde este Sfântul Graal sau potirul din care a băut Iisus și oamenii caută Sfântul Graal de mii de ani și nu-l găsesc nicăieri și nu, e un mesaj criptic aici. Conspirația susține că între Iisus și Ioan se formează un V, dacă vă uitați, adică forma unui pocal sau de fapt pântecele feminin. Pocalul care poartă sângele lui Hristos este de fapt Maria, care poartă sângele lui Iisus prin copilul pe care îl poartă în pântece. O mulțime de nonsensuri. Pocalul lipsește din fața lui Iisus, dacă vreți. Simbolul este cât se poate de direct și de clar. Iisus nu avea de ce să-și bea propriul sânge sau să bea simbolic paharul ce simboliza sângele lui spre iertarea păcatelor, pentru că el nu avea păcat. Uitați-vă la sarea vărsată pe masă de mâna lui Iuda. Sigur, simbolul sării, care nu mai folosește la nimic și este aruncată. Da, tabloul are o mulțime de mesaje simbolice, dar cât se poate de rezonabile. Să nu intrăm în celelalte lucruri. Iuda are pe piept, dacă vă uitați cu mai multă atenție într-o poză poate și mai bună decât cea pe care o aveți afișată, veți vedea o figură diformă aici pe gâtul și pieptul lui Iuda, reprezentând poate pe cel rău care a intrat în el. Tabloul este deosebit, dar nu ascunde mesaje criptice, nu are nicio teorie a conspirației în spate. Iar stăreția Sionului și presupusa competiție dintre Maria și Petru este un nonsens. Dar nu despre tabloul acesta vreau să vorbesc, vreau să vorbesc de cei 12 prezenți acolo, care au răscolit lumea, au fost martiri unui eveniment nemaipomenit. Oamenii aceștia au trăit alături de Iisus și au fost martori învierii lui Iisus. Această experiență, nu abilitățile lor, această experiență, trăirea lângă Iisus și fiind martorii oculare a învierii lui, această experiență i-au calificat și motivat pentru schimbarea lumii așa cum o cunoaștem astăzi. Oare putem învăța ceva de la ei? Haideți să trecem într-o sinteză rapidă prin viețile lor și să vedem, învățăm ceva de la cei 12? În primul și în primul rând, Scriptura ne învață că Iisus cheamă, desemnează și confirmă. În Marcu 3, cu 13, spune așa, Iisus s-a urcat pe munte, era la începutul lucrării lui, s-a urcat pe munte și a chemat pe cine a dorit, iar ei au venit la el.
În primul rând, Iisus cheamă. Cheamă pe toți cei deschiși pentru El. Iisus nu a chemat pe cine a dorit El, Iisus, ci a chemat pe cine a dorit să vină. Și ei au venit la El, înțelegeți? Ucenicul lui Iisus este oricine vrea, oricine dorește și răspunde invitației de a veni la El. Am spus-o de atâtea ori, politica cerului este oricine vine la El este primit ca ucenic. Oricine vine la mine nu-l va fi dat afară. Iisus a chemat pe cine a dorit să vină și ei au venit la El. Apoi textul nostru merge mai departe din Marcu 3. Iisus desemnează 12 dintre cei mulți chemați. Îi desemnează și pune în funcție de conducere. Versetul următor, 14. A ales 12 pe care i-a numit apostoli ca să fie cu el, să-i trimită să predice. Deși Iisus le cunoștea fisurile, slăbiciunile, trecutul, totuși îi investește în slujba transformării lumii. Investiți pentru ce? Ne spune textul, să fie cu el și să-i trimită să proclame Evanghelia. Secvența aceasta este importantă, să-i aibă cu el, adică să dezvolte o relație personală cu ei, pentru ca mai apoi să-i poată trimite cu învățătura lui în lume. Iisus cheamă, Iisus cheamă pe oricine dorește să vină, Iisus desemnează 12 dintre ei și confirmă apoi. Confirmă investirea lor, versetul 15, și să aibă autoritate să alunge demonii. Cine să aibă autoritate? Cei 12. Ei sunt chemați mulți, desemnați 12 și confirmați aceștia. Să aibă autoritate să alunge demonii. Ce-i de făcut când un grup de oameni needucați încep să proclame ceva neobișnuit? Cum pot ei dovedi că mesajul lor este valid? Nici o ființă umană nu poate avea autoritate asupra lumii demonice dacă nu este dată de sus. Lipsa lor de calificare a celor 12 este acoperită de semnele supranaturale pe care le puteau face. Așa spune și Pavel în 2 Corinteni 12:12. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Iisus cheamă pe oricine dorește, Iisus desemnează 12 să conducă și confirmă dându-le o putere specială. Al doilea mare adevăr de astăzi, Iisus cheamă, desemnează și confirmă 12 oameni obișnuiți și a sublinia cuvântul obișnuiți, pentru că deja mesajul acesta se apropie de noi. Da, cei 12 pentru noi acum sunt niște coloși ai credinței, dar atunci n-au fost 12 oameni obișnuiți. De ce tocmai 12 și nu 13? Pentru că Iisus dorea să facă o declarație istorică fără echivoc. Și anume, odată cu Mesia vine și un nou legământ, iar cu nou legământ vine și o nouă conducere. Este vorba de o continuitate aici. Vechiul legământ a fost ratificat cu 12 seminții ale unui popor. Și acesta vechi legământ este schimbat cu un nou legământ ratificat cu 12 oameni care să reprezinte întreaga umanitate. Este o legătură, o analogie între cele două. Noul legământ este împlinirea vechiului legământ. Vechiul legământ este ascuns în noul legământ. De aceea fix 12. Dar mai important și mai aproape, mai practic pentru noi este, de ce obișnuiți? De ce oameni obișnuiți? Nici unul nu este erudit, toți sunt niște oameni de la marginea societății, de fapt niște elevi greoi la minte, cum îi caracterizează Iisus într-o anumită situație. Cei 12 sunt un grup foarte pestriț. 7 dintre ei par a fi pescari. Unul este zelot, adică un naționalist extremist politic. Mai erau numiți și sicari, purtau mereu în mantia lor un pumnal și nu ezitau să omoare un roman dacă îl prindeau la colț. 7 pescari, un naționalist extremist, un vameș la extrema cealaltă, loial forțelor de ocupație. Și despre ceilalți 3 nu știm multe, dar având în vedere că erau din Galileea, din Nord, foarte posibil că erau agricultori, meșteșugari sau negustori. Așa și ce are asta face cu noi? Putem învăța repede un lucru. Dumnezeu poate face lucruri mari prin oricine îi este dedicat.
Dumnezeu nu este fermecat de cei superinteligenți, bogați sau influenți. Când vine vorba de lucrarea Lui, Dumnezeu nu depinde de aceștia. Din perspectiva societății, cei 12 nu existau. Din perspectiva instituției religioase, iudaice, cei 12 nu contau. Aduceți-vă aminte remarca cărturarilor din Fapte 14 cu 13. Când au văzut ei îndrăzneala în învățătură, ne spune contextul, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au preceput că fuseseră cu Iisus. Iisus era explicația realizărilor lor, nu abilitățile sau educația lor. Și atunci, încurajarea pentru mine este următoarea. Domnul nostru primește și investește în sfinți obișnuiți, slabi, ignoranți și deseori cu eșecuri în palmares. De ce? Pentru că doar acest fel de sfinți are la îndemână. Așa că bine ai venit și tu în grupul acesta select de oameni tare simpli. Niciunul nu este mai bun ca altul. Și totuși, Dumnezeu acceptă provocarea de a te lua de unde ești și de a te duce acolo unde trebuie. 12 oameni obișnuiți vorbește despre tu și mine, oameni obișnuiți. Iisus se duce să-și caute ucenicii chiar acolo în ghetoul unde îți duci tu viața. Și tu ești căutat și chemat, doar trebuie să răspunzi. Iisus te cheamă și pe tine. Nu te mână, nu te împinge, nu te forțează. El te cheamă, te invită. Doar trebuie să-i răspunzi. El cheamă pe oricine dorește să vină. 12 oameni obișnuiți, ca oricare dintre noi. Cei 12 erau, continuăm în Marcu, capitolul 3, versetul 17, Simon, căruia i-au pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Zelotul și Iuda Iscărioteanul, cel care l-a trădat pe Iisus. Cei 12 sunt menționați în patru liste în Sfânta Scriptură, Matei, Marcu, Luca și Fapte. Fără discrepanțe, doar câteva sinonime de nume și aproape de fiecare dată în aceeași ordine. Câteva mici inversări, dar mereu trei grupuri distincte de câte patru. Așa sunt toate cele patru liste. Grupurile au mereu aceleași persoane, chiar dacă nu în aceeași ordine exactă. Primul în listă este întotdeauna Petru, deși primul din grupul întâi. Primul nume în grupul al doilea este mereu Filip. Primul nume în grupul al treilea este Iacov, fiul lui Alfeu. Și pe măsură ce cobori în lista celor 12, avem informații din ce în ce mai puține. Iuda este întotdeauna ultimul. Ce putem învăța de la cei 12? Fiecare dintre ei au fost creionați mai mult sau mai puțin în Scriptură. Despre unii știm doar o mică intervenție din 3 ani de lucrare a lui Iisus, dar ceva putem învăța de la fiecare. Fiecare a avut niște highlight-uri în viața lor, a avut niște puncte de înălțime sau de depresiune în viața lor. Ce putem învăța de la ei? Petru. Simon Petru este capul de listă întotdeauna. În situațiile în care apare, ni se dezvăluie ca fiind un om al contrastelor, îndrăzneț, entuziast, dar oarecum pripit, impulsiv. Și vă aduceți aminte de întâmplări din viața lui. Cine spun oamenii că sunt cu tare, cine ziceți voi că sunt, Iisus, Iisus Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, nu carnea și sângele s-a descoperit, ci Duhul Sfânt, Petru este în culmea fericirii, a încântării, ce descoperire a avut el parte și la câteva momente după încearcă să-l oprească pe Iisus, să-și împlinească misiunea și să-i spune înapoi a mea satano. Când sus, când jos. Iisus este arestat în grădina Ghețimani, Petru scoate sabia, lovește pe robul marelui preot, taie urechea, Iisus intervine și rezolvă problema. Un om îndrăzneț, entuziast, cam impulsiv, pripit. Ce învățăm de la el? Entuziasmul trebuie sprijinit pe credință și înțelepciune, altfel te pune în situații delicate. Este bun entuziasmul,
dar nu-l lăsa de unul singur. Entuziasmul de unul singur te duce unde nu trebuie. Entuziasmul trebuie controlat, strunit de înțelepciune, de înțelegerea lucrurilor, de cunoașterea lui Dumnezeu și a cuvântului său. Altfel, ajungi unde nu trebuie. Și apoi Petru mai are acel moment de jos, jos, jos. Lepădarea lui umilitoare. După ce s-a bătut cu pumnul în piept, că el nu va face așa ceva. Eu, Doamne, toți ăștia, eu nu. Are parte de lepădarea cea umilitoare, umilitoare, umilitoare. Scriptura ne spune că toți s-au lepădat de Iisus. Dar în Evanghelie doar Petru își descrie lepădarea umilitoare. Nu a ezitat să o lase pusă pe paginile istoriei. N-a ezitat. Toată lumea să știe ce am făcut. Dar de învață ceva din ea pe parcursul secolelor și milenilor ce vor urma. Petru cu gura lui îi spune lui Marcu, scrie ce am făcut. De ce? Cred că Petru voia să ne transmită nouă celor de astăzi un mare adevăr, și anume, când te-ai lepădat de Iisus, și orice păcat este un soi de lepădare, când te-ai lepădat de Iisus, nu fugi de El, fugi la El. A fost marea lui experiența lui Petru. A suferit, a fost umilit în cel mai de jos fel posibil. Dar știu să revină în cel mai glorios fel posibil. Când te-ai lepădat de Iisus, nu fugi de Iisus, fugi înapoi la El. Creștinul da, șovăie, se clatină uneori, poate chiar aluneca, dar atunci când se întoarce la Iisus, este iertat și credința lui se întărește. Iisus întotdeauna se apropie de omul care se căiește de păcatul lui, ca să-i ridice rușinea, să-i refacă numele și să-i redea încrederea. Și exact asta face cu Petru. Niciun ucenic n-a căzut atât de jos, pentru că mai apoi să se ridice atât de sus, precum apostolul Petru. Te vezi cumva în portretul ăsta? Încrezător în sine, impulsiv, poate aspru, marele pescar cred că ne ilustrează pe mulți oameni de astăzi. Oameni gata să lupte cu lumea întreagă, dar lași în fața crucii. Oameni suficient de îndrăzneți să umble pe apă. Petru a făcut-o. Dar că m-am împiedicat în umblarea cu el. Cred că dacă Petru ar fi aici, ne-ar spune, ascultați-mă bine. Este mai bine să fii un urmaș al lui Iisus, care eșuează câteodată, decât să fii unul care eșuează să-L urmeze. Când te lepezi de El, fugi la El, nu fugi de El. Și Petru asta și-a făcut. Și când era să fugă din Roma, a fugit înapoi în Roma și a fost răstignit cu capul în jos. Și-a încheiat alergarea dându-și viața. Iacov era supranumit fiul tunetului, pescar din același oraș cu Petru și Andrei. Era plin de exces de zel. Vă aduceți aminte întâmplarea când nu sunt primiți într-o localitate și Iacov cu frate său Ioan. Doamne, vrei să poruncim să se pogoare din cer foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Îi rezolvăm acum. Fiul omului a venit, răspunde Iisus, nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Așa că Ioan ne-ar spune, ardoarea, sârguința spirituală este de apreciat. Dar atenție să nu degenerezi în răzbunare când nu ți ies planurile. Nu tu controlezi istoria oamenilor. Când planurile nu ți ies, atenție la sârguința ta spirituală, să nu degenereze în răzbunare. La Iacov mai vedem un aspect al vieții, era doritor de afirmare. Mama lor vine la Iisus și îi împinge în față. Ei trebuie să fie acceptat, altfel n-ar fi mers mama să vorbească cu Iisus. Poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să-și adă unul la dreapta și altul la stânga ta. Cred că Iacov ne-ar spune, nu te lăsa dus de valul afirmării de sine.
Pentru că Iisus ne-a spus atunci, cine vrea să fie mare în noua societate a lui Dumnezeu, trebuie să se facă slujitorul tuturor. Și Iacov a murit martir, decapitat la Ierusalim, foarte curând, după înălțarea lui Iisus. Ioan este fratele lui Iacov, este numit fiul tunetului, dar pare mai învățabil. Ioan, fiul tunetului, a devenit ucenicul pe care îl iubea Iisus. Caracterul iubitor al lui Dumnezeu este cel mai bine exprimat în scrierile lui Ioan. Citim epistolele și este mereu, iubirea e prezentă acolo, Dumnezeu care iubește, noi care trebuie să-L iubim, noi care trebuie să ne iubim unii pe alții. Ioan parcă nu mai știe altceva. El, fiul tunetului, să coboare un foc din cer, devine ucenicul iubirii. Transformarea lui s-a datorat iubirii pe care i-a arătat-o Iisus de-a lungul uceniciei. Cred că Ioan ne-ar spune și ne-ar învăța următorul lucru. Înțelegerea faptului că ești iubit te motivează să iubești pe măsură. Pentru că a fi iubit este cea mai puternică motivație din univers. Iubirea naște iubire. Ioan a priceput lucrul acesta și de aceea scrie în toate scrierile lui, Dumnezeu te iubește. Când înțelegi asta cu adevărat, ai toate șansele să iubești la rândul tău. Iubirea naște iubire. Știind că ești iubit, ești motivat să iubești pe măsură. Și s-a ținut iubindu-L pe Dumnezeu și când a fost cufundat în uleiul fierbinte și apoi exilat pe insula Patmos. Andrei era fratele lui Petru, pescar din Betsaida, ucenic al lui Ioan Botezătorul. Andrei fusese ucenicul lui Ioan Botezătorul. Ei bine, după cum doi frați nu sunt niciodată la fel, Andrei, față de Petru, era mai rezervat, dar nu de lăsător. Setea lui după cunoaștere este probabil motivul pentru care l-a găsit pe Iisus primul. Întâi a fost mișcat de Ioan și lucrarea lui și l-a urmat pe Ioan. Ceva îi spunea. Setea lui de cunoaștere l-a trage înspre Ioan. Și apoi ne spune Ioan 1:40. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan Botezătorul și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Adică Ioan, setosul de cunoaștere, l-aude pe Ioan Botezătorul, maestrul lui, arătându-L pe Iisus Mesia, Andrei se ia și se duce după Iisus. Adică setea de cunoaștere nu rămâne nerăsplătită în politica lui Dumnezeu. Cred că asta ne-a șoptit Andrei. Al doilea lucru pe care Andrei îl face după ce îl întâlnește pe Iisus, știți care este? A fost să meargă să-și cheme fratele, să-l cheme pe Petru. Și de atunci Andrei a fost mereu în umbra lui Petru. Pentru că era mai rezervat, dar nu de lăsător. Primul lucru pe care Andrei îl face este să-l cheme pe fratele lui. L-am găsit pe Iisus. Hai. Ce ne-ar învăța Andrei dacă ar fi astăzi aici? Viața de credință nu are loc în tribune ca spectatori, ci în arenă, unde fiecare are o mărturie de prezentat cu cuvântul și cu fapta. Te asemeni cumva cu Andrei? Te descoperi în portretul lui mai bine? Ai întrebări și cauți să, cu silință să descoperi adevărul, dar tu nu cauți lumina reflectoarelor? Nu vrei să fii în centrul atenției, ci muncești cu modestie în locurile și pozițiile în care este nevoie? Ești genul acela de om? Andrei este exemplul a ceea ce poate face din tine dacă te lași pe mâna lui. Și încă ceva. Ce faci cu adevărul mântuirii pe care l-ai descoperit? Îl spui și altora? Și Andrei l-a spus, murind cu cuvântul în gură. Andrei moare ca martir pe crucea Sfântului Andrei. O vedeți la intersecțiile cu calea ferată. A fost răstignit în felul acesta. Și a murit de inaniție. Răstignit pe cruce în timp ce propovăduia
în timp ce răspândea mesajul iubirii lui Dumnezeu. Andrei a vorbit până la capăt și a chemat mai întâi fratele și apoi cu modestie și în umbră și a văzut de lucrare. Filip este prietenul lui Andrei și al lui Petru. Pe Filip apostolul îl întâlnim în Ioan 1:43 când Iisus îl cheamă să-l urmeze. Și Filip îl urmează. Foarte curând după, Filip îl cheamă pe Natanael și îi spune, ascultați ce spune vorbele lui Filip. Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci. Pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. O, stai puțin, Filip ăsta cunoștea scripturile. Era un căutător. Era un cunoscător al scripturilor. Ce a scris Moise în lege și proroci. Știa pe cine hotărâse să-l urmeze, pe Mesia. Filip cunoștea scripturile, dar în același timp este mai puțin creonat Filip decât ceilalți. Mergem în josul listei și tot mai puține informații găsim despre ei. Dar mai vedem un mic detaliu la Filip. Foarte posibil suferea de o oarecare timiditate și poate ne regăsim unii dintre noi aici în spatele lui Filip. De ce spun asta? În săptămâna patimilor lui Iisus, niște greci, vă aduceți aminte, s-au apropiat de Filip. L-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și Filip nu s-a dus. Iisus, fii atent, sunt niște oameni care vor să te vadă. Spune textul, Filip s-a dus și a spus lui Andrei, un alt om rezervat. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus, de ce nu s-a dus singur? Poate că un soi de timiditate, un soi de reținere, un soi de rezervă pe care o ai. Nu ești genul ăla de om care să te bagi în față, să deschizi căile la toate. Să umpli spațiu. Timiditatea nu este un defect, ne-ar spune Filip. Nu este o slăbiciune. Timiditatea sprijinită de practicalitate este productivă. Poți fi extrem de productiv dacă ești ca Filip. Lipește-te de cineva și fă ce ai de făcut. Nu-ți vine să o faci singur, caută un om, lipește-te de el și faceți împreună lucrul respectiv. Practicalitatea asta a lui Filip s-a văzut în lucrarea lor. Îl îndeamnă în timpul cinei cea de taină, îl îndeamnă să pună întrebări. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Era în timpul cinei cea de taină. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Filip își depășește, dacă vreți, timiditatea, rezerva. Și pune întrebare practică. E un om practic. Dar spune-ne, clar, să înțelegem. Păi Filip, tu nu uită. În alte cuvinte, Dumnezeu se folosește de întrebările noastre ca să ne învețe. Poate te asemeni lui Filip, un spirit practic, care gândește și face. Poate puțin timid, retras, rezervat, nu-ți face probleme. Așa cum Dumnezeu s-a folosit de Filip, se poate folosi și de tine. Nu lăsa timiditatea să te împotmolească pe drum. Pune-ți întrebări. Pune-i întrebări. Pune-le întrebări. Sau pune-ne întrebări. Nu-ți lăsa frământările, întrebările fără răspuns. Întreabă-te, e voie să te întrebi. Caută răspunsuri. Întreabă-l, e voie să-l întrebi. Caută răspunsuri. Pune-le întrebări celor de lângă tine. E voie să întrebi. Să-ți clarifici credința. Caută răspunsuri. Sau pune-ne întrebări. Caută răspunsuri. Filip moare spânzurat în Frigia. Este spânzurat și moare ca martir. Omul care, timid, rezervat, dacă vreți, căutător de răspunsuri, practic, moare pentru Hristos în Frigia, prin spânzurare. Natanael. Natanael era prietenul lui Filip. Problema lui era prejudecata. În loc să-l cântărească pe Iisus din cuvintele lui Filip, l-a cântărit după locul de baștină. Natanael i-a zis când Filip îl cheamă, hai cu noi, l-am găsit pe Iisus.
poate ieși ceva bun din Nazaret? Un om plin de prejudecăți? Nathanael avea prejudecăți, dar avea și curăția de inimă necesară care, sau prin care să verifice informația. Vino și vezi, zice Filip. Și el se duce. Știu eu. Vino și vezi. Am prejudecăți legate de ce iese bun din Nazaret, dar hai să verific. Și când primește dovada, o acceptă. Pentru că Iisus când îl vede îi spune: iată un adevărat, cu adevărat un izraelit în care nu este viclenie. De unde mă cunoști, a zis Nathanael. Drept răspuns Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Nathanael i-a răspuns: Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Ești din Nazaret? Da. Ce mi se pare frumos aici, cred că Nathanael ne-ar spune: Iisus nu se lasă copleșit de prejudecățile tale. Le ai, poate că le ai. Verifică informațiile și acceptă răspunsurile. Iisus nu se lasă copleșit, nu îl îndepărtează de tine, ci le dă un răspuns pe măsură. Nu l-a împiedicat pe Iisus să-l folosească ca apostol al său. Te regăsești cumva în portretul lui Nathanael? Ești uneori prins, cuprins de prejudecăți? Domnul Iisus te ia de acolo și te învață cum stau lucrurile. Așa că câtă vreme ai inima curată, verifică informațiile și primește dovezile care stau în picioare. Și acest om care a început cu prejudecăți a avut moartea cea mai cruntă ca martir. Nathanael sau Bartolomeu a murit jupuit de viu la porunca regelui Astiages. Jupuit de viu, ca un animal. A ieșit ceva bun din Nazaret? O, da. O, da. Unul atât de bun încât merită să mă las jupuit de viu pentru el. A ieșit ceva bun din Nazaret? Matei, fiul lui Alfeu. Mai mult decât oricare alt ucenic, Matei a știut cel mai bine care este costul uceniciei. Când și-a lăsat deoparte meseria bănoasă de vameș, și-a asumat șomajul și lipsurile. Pentru ceilalți ucenici exista posibilitatea de a se întoarce la pescuit oricând. Pentru Matei, nu. Din vechea lui viață, Matei și-a păstrat numai penița. Dumnezeu l-a făcut jurnalist. El trebuia să observe și să documenteze nu taxele vamale stoarse de la oameni, ci oferta mântuirii dăruită de Iisus. Și astfel am rămas cu Evanghelia după Matei. Ne uităm la Matei și învățăm ceva. Fiecare dintre noi suntem o capodoperă în lucru. Dumnezeu ne dotează în avans cu abilități pe care se așteaptă să le folosim la momentul potrivit. Matei constituie un exemplu cu privire la ce poate face Dumnezeu dintr-un om considerat trădător de națiune, cu o reputație mai proastă decât a unei prostituate sau unui tâlhar. Abilitățile cu care a fost înzestrat le-a folosit după întoarcerea lui înspre lărgirea împărăției și am rămas cu Evanghelia după Matei. Și Matei ne-ar mai spune ceva dacă ar fi pe aici. Trecutul tău nu este un obstacol de netrecut în transformarea ta. Moartea cea mai grea de îndurat este moartea față de sine. Cred că ne-a spune cel mai dificil lucru este să admiți că ai păcătuit și să fii gata să-ți curățești trecutul. Există lucruri pe care ți-ai dori să nu le fi făcut niciodată? Eu cred că fiecare avem astfel de lucruri. Acum este momentul să-ți mărturisești păcatele înainte lui Dumnezeu și să ceri iertarea. Trecutul tău nu este un obstacol de netrecut în transformarea ta. Și Matei a murit ucis cu sabia în Etiopia de dragul lui Iisus. După ce a lăsat întreaga lui viață scrisă în Evanghelia după Matei. Toma poartă nemeritată caracterizare de necredinciosul. Nu cred că Toma a fost mai necredincios decât ceilalți ucenici. A cerut el mai mult decât primiseră ceilalți ucenici? Nu. Mai bine îndoiel exprimate decât necredință tăcută. Îndoiala nu este tot una cu necredința. Toma voia să-și bazeze credința pe fapte, nu pe fantezii. O înviere nu apare la tot pasul, nu-i așa? Stai puțin, cum adică? De fapt,
Toma era cât se poate de alert și de inteligent, după părerea mea. Iisus le spusese cândva, și cred că Toma și-adusese aminte, le spusese Iisus cu ceva vreme în urmă: dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu credeți. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât vor să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Poate era un ecou în mintea lui Toma. Stai puțin, Iisus nevertizat. Cum adică? Iată ce v-am spus, că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Păi, într-o dăiță ascunsă, Iisus li s-a arătat celorlalți 10. Toma era alert și ne învață câte ceva, și anume îndoiala pune întrebări, căutând răspunsuri, necredința respinge dovezile. Aceasta este diferența între cele două. Îndoiala este un drum lung și greu, necredința este un drum înfundat. Mai gravă decât îndoiala este delăsarea, aceasta este sterilă. Dezinteresul este arid. Toma pune întrebări căutând răspunsuri. Nu este necredincios. El vrea o credință bazată pe un temei. Și credința lui l-a dus să evangelizeze Asia, a ajuns până în India și a fost străpuns cu lancia și martirizat în orașul Madras din India. Și în lista noastră urmează 3 personaje despre care nu știm nimic. Iacov, fiul lui Alfeu, sau Iacov cel Mic. Tradiția ne spune că a fost episcop al bisericii siriene, martirizat în Persia. Apoi urmează Iuda Tadeu. Tadeu înseamnă mezin, mezinul familiei probabil. Din câteva texte din Scriptură, nu știm exact. Iuda Tadeu, mezinul, a fost fie fratele lui Iacov, fiul lui Alfeu, fie fiul lui Iacov, fiul lui Alfeu. Nu este foarte clar. Nu știm nimic despre el. Martirizat în Persia, spune tradiția, bătut cu ciomagul și decapitat. Despre Simon Zelotul mai apare ca fiind Simon Cananitul. Atât știm. Este doar o mențiune de nume. Tradiția bisericească ne spune că a fost martirizat, fie crucificat în Britania sau tăiat în două cu fierăstrăul în Persia, alături de Iuda. 3 oameni despre care nu știm nimic. Sunt între cei 12, dar nu știm nimic. Și totuși putem învăța ceva, și anume, chiar dacă istoria nu te remarcă în niciun fel, Dumnezeu te cunoaște pe nume. Ești Iacov, ești Iuda Tadeu, ești Simon. Chiar dacă istoria nu te remarcă niciun fel, Dumnezeu te cunoaște pe nume și dăruirea de sine nu rămâne nerăsplătită. Nu știm nimic despre ei, despre lucrarea lor. Și ce dacă știe Dumnezeu? Ce au făcut ei nu rămâne nerăsplătit. Ei sunt cunoscuți pe nume, fac parte dintre cei 12 desemnați care sunt temelia învățăturii apostolilor pentru tot ce înseamnă credința creștină. Sunt în listă. Chiar dacă istoria nu te remarcă cu nimic și apare nu lași nicio urmă scrisă, Dumnezeu te știe pe nume și te răsplătește. Și lista se încheie cu Iuda Iscarioteanul. Poate e o poveste tristă, dar așa se încheie listele. 3 ani cu Iisus, martor al înțelepciunii, autorității, puterii supranaturale lui Iisus. Vede, stă de vorbă cu Iisus în toată înțelepciunea lui. Vede vindecări, vede învieri, minuni în jurul lui. Și totuși trădează. Poți acționa ca și trăi ca un ucenic fără să fii unul. Iuda l-a trădat de bună voie, a fost alegerea sa, el a devenit fiul pierzării din cauza faptei sale. Și asta este destul de tulburător, să te gândești că poți acționa și trăi ca un ucenic fără să fii unul. Și cred că mai putem învăța ceva de la Iuda, pentru că această cădere n-a fost dintr-o dată, a fost progresivă. Ioan ne sugerează că Iuda pe parcursul celor 3 ani lua din pungă. El nu era total dedicat. El a fost o cădere progresivă. Și atunci mai putea învăța ceva de la Iuda, așa nume, când încetăm să ne mai împotrivim diavolului, începem să ne predăm lui.
Când nu mai vezi păcatul păcat, când începi să nu te mai împotrivești, începi să te predai. Și partea cea mai tristă din toate acestea și mai tulburătoare este ce a făcut Iuda mai apoi, știm cu toții. În Matei 27, atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-a răspuns ei: treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Aici e marea problemă. S-a căit și s-a oprit. Era mai bine să se căiască și să se întoarcă. Să mai fi stat câteva zile, 3 zile. Să fi vorbit cu Petru: tu ce ai făcut? Ce ai de gând să faci? Regretele nu sunt suficiente. Este nevoie de întoarcere, care înseamnă cerere de iertare și hotărârea de a nu mai păcătui. Lupta de a nu mai păcătui. Cel mai mare pericol a vieții noastre, a oricăruia dintre noi, este să limitezi granițele iertării lui Dumnezeu. Iuda le-a limitat, a spus: nu mă mai poate ierta, ce am făcut este de neiertat. Mă duc și îmi curm viața. Nu putem refuza să fim obiectul iubirii lui Iisus, dar putem refuza să fim recipientul harului său. Asta n-a priceput Iuda. Și ar fi bine să pricepem noi câtă vreme mai respirăm. Nu poți refuza să fii obiectul iubirii lui Iisus. El te iubește. El te iubește. Poți să spui: n-am nevoie de iubirea ta. El te iubește. Poți să-i spui: știi ce, să mă lași în pace cu iubirea ta. El tot te iubește. Poți să te confunzi în păcat, de ciudă, El tot te iubește. Indiferent de ce ai de gând să faci și cum vrei să-L respingi, El te iubește. Ești obiectul iubirii Lui. Nu-L poți împiedica să te iubească orice ai face. Dar poți împiedica, poți refuza harul Lui. Poți refuza iertarea Lui. Ai, o poți refuza. Și asta mi se pare îngrozitor. El te iubește. Dar vrei să primești harul Lui? Indiferent de ce ai făcut, El te iubește. Nu există limită pe care să o calci încât să spună: nu, gata, nu te mai iubesc. Asta nu se poate. El te iubește, dar nu-L poți împiedica să te iubească, dar poți să-I refuzi harul. Asta poți să faci. Și harul Lui se întinde și peste tine astăzi. Și de fapt, povestea lui Iuda este o chemare pentru tine. Dumnezeu oricum te iubește, indiferent cine ești și ce faci. Și îți oferă, te cheamă. Poți să spui nu. Iată oameni obișnuiți, chiar simpli, dar credincioși până la moarte, care au căpătat cununa vieții. Ioan, ultimul ucenic, martor ocular a celor mai mărețe evenimente ale istoriei, ultimul rămas în viață, are grijă să spună bisericii, adică și nouă: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cred că acesta este mesajul, acesta este mesajul celor 12. Asta ar încerca să ne transmită tuturor: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ci credincios până la moarte înseamnă, 1, toată viața ta, și 2, credincios până la moarte, adică chiar cu prețul vieții. Toți au murit de morți violente, toți au fost credincioși până la moarte, chiar cu prețul vieții, și au căpătat cununa vieții. Așa că știu, și am mai spus-o de multe ori, te va costa să-i fii loial lui Hristos, dar te va costa și mai mult să nu-i fii loial. Vă invit să plecați capul, să închideți ochii și să stăm în fața celor 12, 12 vieți, 12 portrete,
măcar într-unul, dacă nu mai multe, sau în câteva aspecte ale personalităților te-ai regăsit și tu. Este imposibil să nu fi găsit niște asemănări. Este imposibil ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să nu-ți fi trezit interesul pentru o învățătură sau alta. Și asta înseamnă că Duhul Sfânt încă lucrează în tine. Dacă ceva gânduri din cele exprimate astăzi sunt agățate în mintea ta, înseamnă că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în tine. Înseamnă că ești iubit într-adevăr și nu-L poți opri să te iubească și să te cheme. Dar vrea ca tu să răspunzi, să primești harul pe care este gata să-ți-l dea. Ai păcătuit? Te-ai lepădat într-un mod lamentabil? Nu fugi de El? Fugi la El. N-ai unde să fugi. Oriunde ai încercat să fugi, tu nu scapi de El. Cel mai înțelept lucru este să fugi la El și să fii credincios până la moarte, ca să capeți